Alți șase pacienți au fost confirmați pozitiv de coronavirus în secția de ortopedie a Spitalului Sfântul Spiridon. Trei dintre ei provin din județul Botoșani, aceștia fiind internați la Iași după sărbătorile pascale. Direcția de Sănătate Publică a efectuat 31 de recoltări pentru pacienții din această secție. De asemenea, a fost testat și personalul medical, iar trei asistenți și patru infirmieri au fost găsiți pozitivi. DSP Iași a prelevat teste de la peste 100 de cadre medicale. În continuare se desfășoară o anchetă pentru a se stabili cu cine au intrat în contact persoanele depistate de COVID-19.